Într-un interviu, stilistul a dezvăluit că a renunțat la postul de asistentă de la Neața de weekend pentru a se putea concentra pe alte proiecte. Am plecat pentru că mi se suprapunea programul de la Antena 1 cu mai multe proiecte. Așa că nu mai puteam merge și la filmările de acolo. Fac styling pentru diverse videoclipuri, lucrez cu diversi artiști și cu reviste de specialitate și atunci, pentru că acest job îmi ocupă mult timp, am fost nevoită să renunț la ceva. Și am renunțat la emisiune, e mult spus am renunțat, nu am renunțat la TV, doar că am luat o pauză. Recent l-am îmbrăcat pentru 3 videoclipuri pe Emilian, am lucrat cu Nicoleta Nucă, cu Radu Ștefan Bănică Junior. Pot spune că am fost la Bravo I Still și asta mă califică în acest domeniu. În plus, am făcut o școală de styling tot aici în România, dar și una în Statele Unite ale Americii, a declarat Irișa. Nu și-a neglijat cariera muzicală, înrucât abia a înregistrat o nouă piesă pe care abia așteaptă să o lanseze pentru fani, în viitorul apropiat, cât despre proiectele personale. Chiar zilele trecute am ieșit din studiul de înregistrări, unde am făcut o piesă foarte drăguță și sper să vină momentul și să o lansez. Mai am timp și pentru mine. E arogant să zici că nu ai timp. Dar dacă te trezești de dimineață și îți faci programul bine, reușești de toate, a completat aceasta. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.